Bună ziua, dragi colegi, dragi urmăritori! Bine v-am găsit la cea de-a treia videoconferință organizată de către Institutul pentru Politici și Reforme Europene, cu suportul Fundației Hans Seidel. Astăzi vom discuta despre procesul de învățare online. Subiectul pe care încercăm să-l abordăm este unul de actualitate, este unul important pentru o bună parte a societății și credem noi că discuția de astăzi este utilă pentru autorități, dar și pentru societatea civilă și societatea în ansamblu. Așa cum am menționat anterior, practic ei preorganizează un ciclu de videoconferințe cu suportul Fundației Hans Seidel, prin care analizăm consecințele și impactul crizei COVID-19 asupra Republicii Moldova, criză care sperăm să se încheie cât mai curând. Iar astăzi vom aborda problema educației împreună cu 6 vorbitori. Și o să îi prezint în ordinea practic a intervențiilor care vor urma. Ne bucurăm să o avem alături pe doamna Natalia Grâu, secretar de stat Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, pe Roman Banaș, secretar general al Consiliului Național al Tineretului de Moldova, Michel Iliev, manager de proiect Shift Edu și producătoarea emisiunii EduTalk, domnul Sergiu Corlat, profesor Liceu Teoretic Orizont, Alex Leahu, profesor Liceu Teoretic Speru Hareș, Chișinău, și Valeria Ciolac, elevă Liceu Teoretic Mihai Eminescu Băț. Practic, videoconferința de astăzi o să fie structurată în două părți. În prima parte vom avea intervențiile din partea vorbitorilor, care vor fi urmate în a doua parte de întrebări venite din partea urmăritorilor noștri, dar și întrebări adiționale din partea mea, ca să încercăm să acoperim toate aspectele relevante discuției de astăzi. Și cred că putem să începem cu înainte de asta aș dori să menționez că dezbaterea noastră este live pe prives.eu și ne găsiți și pe Facebook pe pagina Ipre, unde puteți urmări dezbaterea. Acestea fiind spuse, cred că putem începe și prima întrebare aș dori să o adresez doamnei Natalia Grâu. Doamna Grâu a trecut mai bine de o lună și jumătate de la asistarea procesului de învățare sau procesului educațional în clasă. Aș dori să ne spuneți ce măsuri au întreprins autoritățile în această perioadă pentru a facilita continuarea procesului de învățare în mediul online. Bună ziua și Hristos a înviat! Salut pe toți privitorii și pe colegii cu care suntem la această conferință. Vreau să mulțumesc IPRE pentru inițiativa organizării acestor dezbateri, care, așa cum ați precizat, sunt foarte, foarte utile, probabil într-un context cu atât de multe situații necunoscute pentru noi și neobișnuite, discuțiile și platformele de dialog sunt foarte și foarte importante. Noi, Ministerul Educației, Culturii și Cercetării, am fost ministerul care a fost afectat vizibil imediat de la instituirea acestui regim extraordinar în contextul COVID. Și atunci, la nivel de sistem, am luat în termen optim mai multe decizii prin care să protejăm elevii, cadrele didactice, dar și să asigurăm funcționalitatea și continuitatea procesului educațional. Într-adevăr, a trecut mai mult de o lună jumătate. Mai exact, în data de 10 martie, Ministrul Educației a semnat ordinul cu privire la sistarea procesului educațional în instituțiile de învățământ, urmare deciziei comisiilor excepționale.
Și ulterior la această decizie, primul lucru pe care l-a realizat Ministerul a fost să asigure un cadru normativ comprehensiv capabil să răspundă acestei provocări. La nivelul codului educației nu există reglementări cu privire la organizarea învățământului la distanță pentru învățământul general, decât cu mici excepții pentru învățământul special. Și atunci, în termeni foarte rapizi, cu mobilizarea a comunității educaționale, a fost realizat un cadru normativ pentru toate treptele de școlaritate, metodologii care să reglementeze organizarea procesului educațional la distanță. Chiar și pentru educație timpurie am reușit să oferim aceste recomandări, învățământ extrașcolar, școli sportive, universități, colegii, școli profesionale. Acesta a fost primul lucru pentru că profesorii au avut nevoie de reglementări clare cum își organizează procesul educațional. Deci toate aceste documente sunt disponibile pe site-ul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării, în care unde am creat un directoriu special, așa și l-am numit COVID-19, unde am pus toate circularele și toate ordinele, pentru că în funcție de cum au evoluat evenimentele, Ministerul a fost nevoit să suspende uneori procesul educațional, să declare anumite zile de odihnă sau, din contra, săptămâna trecută, când ar fi fost vacanță obișnuită, noi am recuperat din acele perioade în care sistemul nu era pregătit și nu avea un cadru normativ creat ca să poată răspunde prompt la această provocare. La moment, la capitolul asigurarea cadrului normativ stăm bine și chiar zilele acestea comunitatea educațională va primi încă un document foarte important în care reglementăm aspecte de finalizare a anului școlar, cum se scot mediile, cum se completează documentația școlară, cum se dau certificatele, tot ce ține de finalizarea anului școlar, în așa măsură că acest lucru să fie realizat în siguranță, pentru că cred că toată lumea înțelege că prioritară acum este sănătatea copiilor și a cadrelor didactice. Al doilea lucru foarte important, care derivă din prima acțiune realizată de minister, a vizat asigurarea accesului la educație pentru toți copiii. Asta este obiectivul cel mai important. Și atunci, trei dominante foarte valoroase care a trebuit să le conjugăm. Prima dintre ele a vizat capacitarea cadrelor didactice, care peste noapte au fost puse în situația de a schimba formatul de realizare a procesului educațional. Un proces educațional la distanță și noi trebuie să recunoaștem că nu au fost pregătite cadrele didactice pentru acest salt. Chiar dacă există niște standarde de competențe digitale din 2015, nu înseamnă că fiecare profesor deține acele competențe necesare ca să facă față acestei provocări. De aceea, Ministerul a lansat foarte rapid mai multe formări cu privire la utilizarea diferitor platforme, pentru că viziunea noastră este de a utiliza maximal resursele care există în sistemul educațional și noi ne dorim nu doar fiecare elev să fie conectat la proces, dar fiecare cadru didactic să poată menține comunicarea cu elevii săi. S-au realizat formări la toate treptele de școlaritate și la grădiniță am asigurat formare de educatori, inclusiv cu dominanta educație parentală, pentru că noi mizăm foarte mult pe implicarea părinților. Noi înțelegem că fără ei, acum, practic, este imposibil să vorbim de calitate și de siguranță pentru copii. De asemenea, am făcut aceste formări și cu diferiți donatori și cu diferiți parteneri ai Ministerului în învățământul profesional tehnic, și pentru inclusiv pentru psihologii școlari, pentru specialiști din serviciile de psihoasistență, pentru cadrele didactice, pentru cadrele manageriale și principiul pe care l-am utilizat, pentru că formările nu pot fi făcute în prezență, deci față în față. De asemenea, au fost realizate prin formări la distanță. Și noi nu am recomandat un număr foarte mare de platforme pentru a nu bulversa comunitatea educațională și pentru a nu băga în ceață și mai mult comunitatea noastră de profesori și elevi. Am recomandat câteva platforme internaționale gratuite
și am format cadrele didactice în utilizarea lor, în așa măsură ca să putem asigura atât comunicarea sincronă, cât și comunicarea asincronă și cea mixtă. Deci platforme gratuite și cu recomandări de rigoare privind securitatea în mediul online. Deci capacitarea cadrelor didactice a fost o provocare, ea mai rămâne a fi o provocare. Avem mesaje de la profesori care ne zic că munca asta este foarte dificilă, dar că ei învață și învață alături de elevi. Adeseori elevii sunt cei care vin și își ajută profesorii să utilizeze aceste platforme. Noi înțelegem că nu toți profesorii reușesc totdeauna să utilizeze instrumente și platforme care asigură comunicarea aceasta directă între elev și profesor. Am realizat sondaje și săptămânal, de fapt, monitorizăm situația. Știm că o bună parte dintre profesorii care nu dețin competențe digitale și nu pot utiliza platformele și instrumentele web utilizează instrumente mai simple, elementar Viber-ul, fotografiază, filmează cum să explice tema nouă, le trimite copiilor, primesc sarcinile realizate de la ei și dau feedback, adică în forme poate nu atât de performante, dar care până la urmă asigură un dialog între elev și profesor. O altă dominantă foarte importantă care iarăși se înscrie în dezideratul acesta al accesului, vrem sau nu vrem, vizează conectarea elevilor la internet și dotarea lor tehnică. Dacă copilul nu are dispozitive și tehnica necesară, practic accesul acestuia este îngrădit și noi știm că nu doar peste 18.000 de copii în prima săptămână nu participau în proces educațional, dar și în jur de 3.000 de cadre didactice, noi am strâns aceste date din Republică, nu au un laptop, de exemplu, care să le permită să lucreze. Noi am constatat, poate și cu o anumită stupoare, acest lucru. 3.000 de profesori nu își pot permite să aibă acasă o tabletă sau un computer. Și atunci ei sunt nevoiți să utilizeze telefonul mobil sau să caute alte soluții sau din contra, deci nu pot să se conecteze cu copiii. Deci pentru noi lucrăm săptămânal la această cifră, monitorizăm și lucrăm cu direcțiile de învățământ ca acele computere care sunt disponibile, laptopuri, în instituțiile de învățământ, în biblioteci, să fie scoase și duse efectiv către profesori în siguranță, sigur că. Și de asemenea avem deschiderea mai multor donatori. Noi am plasat pe site-ul Ministerului Culturii, Cercetării, Educației, Culturii și Cercetării aceste date. Avem mai mulți donatori, printre care Soros, Pestalozzi, dar deci avem tratative și negociem cu foarte multă lume, prin care vrem chiar să achiziționăm această tehnică ca o investiție în educație. Mai mult decât atât, statul vine cu suportul său. Urmarea discuției domnului ministru Igor Șarov și a prim-ministrului Ion Chicu a fost identificate din resursele bugetare, din banii de stat, 20 de milioane de lei. Noi o să direcționăm spre procurarea laptopurilor pentru profesori și elevi care sunt defavorizați și care nu au această dotare tehnică. În eventualitatea ideii că nu poate nimeni să știe cât durează această epidemie și mai grav sau cu temere că eventual am putea avea și niște recidive sau în toamnă ne pomenim în aceeași situație, de aceea noi credem că dacă investim în dotarea tehnică, aceasta este o investiție pe termen lung. Și asta ar data viitoare eventual am fi mult mai pregătiți pentru a face față unei asemenea situații. Cât privește conectarea la internet, vreau să mulțumesc tuturor donatorilor și operatorilor de telefonie națională. Noi în toate cele 1232 de școli avem conectare la internet, dar acum nu școala trebuie conectată, trebuie conectate casele oamenilor. Și atunci, nu o să numesc operatori, cred că nu e cazul, dar cu trei mari operatori noi
am asigurat conectarea gratuită a tuturor celor care au solicitat, deci toate cadrele didactice din învățământ general și învățământ profesional tehnic și elevii la solicitare au putut beneficia pe durata următoarelor 3, deci noi până 3 luni am solicitat, iată această conexiune la internet. Deci o problemă pe care am soluționat-o mai rapid decât alte probleme care sunt mai complexe prin definiție. Deci dacă asigurăm aceste aspecte ale accesului, partea mai complicată și mai de durată va fi cea care rezidă în calitatea procesului educațional la distanță. Toate bune și frumoase că am creat un cadru normativ, că dăm suport, asigurăm conexiune. Acum totul rezidă în oameni și în dorința lor de a pune umărul la umăr și de a face ca acest proces educațional pentru copil să fie unul student, elev, să fie unul prietenos, să fie unul inclusiv și să nu devină o covrovoadă, pentru că noi, paralel cu monitorizările, cu dotările și tot ce facem pe cadrul normativ, am rugat elevii să se expună și să ne zică cum văd ei învățământul la distanță în această perioadă. Cunoașteți că săptămâna trecută ministrul educației s-a întâlnit cu elevii din clasele terminale, din toate raioanele, a avut o videoconferință. De asemenea, noi am solicitat Consiliului Național al Elevilor să facă un chestionar cu mai multe întrebări. Au participat aproape 7.000 de copii din aproape 500 de instituții și copiii ne-au zis lucruri la care trebuie să gândim cu toții și lucruri care țin de calitate și de atitudine în realizarea procesului educațional. De exemplu, ei ne-au zis că, de exemplu, 55% dintre ei nu au ocazia ca în procesul învățământului la distanță să beneficieze de pauze de odihnă normale. Deci vine o avalanșă de teme din oră în oră și ei sunt extenuați și surmentați. Doar 45% au zis că e ok și lumea ține cont de starea noastră, nu doar psihologică, dar și cea fizică, efectiv. Ne-au mai zis copiii, 12% din acești copii, că ei nu fac lecții la distanță, doar sunt implicați fragmentar în anumite activități. Deci este o cifră, un indicator la care trebuie să lucrăm, să vedem care sunt cauzele obiective și cum unim efortul nu doar al cadrului didactic, dar și părintelui și directorului de școală și organul local de specialitate până sus, până la minister, în așa măsură ca toți copiii să fie ajutați și să fie conectați la un proces educațional de calitate, pentru că asta ne dorim cu toții. Asta ar fi, în linii generale, lucrurile esențiale la care m-am referit așa foarte laconic, ca să nu răpesc din timp, ca să pot asculta ce spun și colegii. Doamna Grâu, vă mulțumesc foarte mult pentru intervenție și pentru că ați acoperit mai multe subiecte importante. O să revenim la aspectele pe care le-ați menționat, în special la sfârșitul discuției după intervențiile celorlalți vorbitori. Iar acum o să rog pe Roman să ne vorbească puțin despre analizele CNTM și în special despre principalele probleme pe care le-ați identificat voi legate de procesul de învățare online și ce recomandări ați propus autorităților? Nu se aude. Acum se aude. Conectați microfonul. Acum aud? Da, e ok. Ok. Vă transmiteam salutările Consiliului Național al Tineretului din Moldova
și salutul îl aduc tuturor tinerilor și cadrelor didactice care încearcă să facă față acestei probleme legate de pandemie și asigurarea învățământului de la distanță. Cu adevărat, este o provocare enormă pentru întreaga comunitate, atât internațională și în special vorbim și pe plan național. Dar necătând la aceasta, indiferent de situația pandemică pe care o avem în țară, asta nu trebuie să fie o scuză atunci când vorbim despre calitatea învățământului și asigurarea că toți tinerii și copiii au acces la instrumentele ce ar asigura învățământul de calitate. Da? Astfel, acesta ar fi un principiu din cadrul obiectivelor globale de dezvoltare, care spune că nimeni nu trebuie să fie lăsat în urmă. Astfel, conducându-ne de acest principiu, am încercat și noi să vedem priorităților tinerilor problemelor legate de educație. Astfel au fost lansate prin intermediul platformei U-Report Moldova trei sondaje legate de educație, dar unul era mai specific și era chiar focusat pe pandemie și calitatea învățământului de la distanță și cum tinerii văd implicarea inclusiv a celor cu necesități speciale în procesul educațional. Astfel, tinerii, în cadrul ultimului sondaj care spuneam referitor la viziunea lor la capitolul educație și sistemul de învățare la distanță, aceștia în proporție de 5.000 de respondenți au spus că, de fapt, persistă problema ce ține de calitatea învățământului la distanță, care nu este așa cum ei și-ar fi dorit-o. O altă problemă care ei au sesizat-o este că cadrele didactice cu păreri de rău nu sunt pregătite în a utiliza acele instrumente digitale. Dar bine, doamna Natalia spunea că sunt mecanisme prin care deja ministerul încearcă să capaciteze cadrele didactice și sper că aceasta va contribui la îmbunătățirea situației. Tot mulți au sesizat problema precum că ei, de fapt, de multe ori fac temele gen pe hârtie și fotografiază, transmit profesorului, adică le dă mai mult literatură care să o citească individual și ulterior să o asimileze, transmisând și temele de acasă. Ceea ce ar fi o modalitate de învățare, dar nu întotdeauna este o calitate a învățământului, pentru că lucrul individual nu întotdeauna este perceptiv ca ceva atractiv pentru tineri, în special atunci când vorbim despre multă literatură care trebuie să fie citită. Ceea ce este un impediment, cred că ar fi soluțiile de digitalizare la maxim a sistemului de învățământ și asigurarea unor platforme educaționale unde să avem acces atât la materiale video, da, am văzut că sunt deja și platforme naționale unde dau posibilitatea dată, dar aceasta cred că trebuie să fie extinsă la maxim unde să avem inclusiv și posibilități de testare electronică, adică să nu facem transmiterea de temă și copilul să transmit acestea prin foi. Da, sunt instrumente online care îți dă posibilitatea să faci testele inclusiv. Asta este ca o modalitate care ar ușura lucrul atât a elevilor cât și a profesorilor. Deci, revenind la o altă problemă care cel mai mult ne-a afectat pe noi și asta este vorba despre social vulnerabilă și în cadrul acestui sondaj, necătând la faptul că de fapt eram conștienți de problema inaccesibilității astfel de alte tehnologii informaționale pentru ăștia din categoriile vulnerare, unde am întrebat tinerii dacă ei cunosc cineva din semenii lor care nu ar avea acces la internet și calculatoare, da? Unde am primit răspunsul din 5.000, aproape 300 de respondenți, procente au menționat că de fapt cunosc astfel de copii. Ceea ce este destul de alarmant și conform statisticilor unde avem la nivelul anului 2018 înregistrat gospodării cu calculatoare, deci am avut 62% din gospodării casnice care aveau calculator în mediul urban și 42% în mediul rural. Deci este un procentaj destul de alarmant și tare nu cred că actualmente noi suntem, avem doar 5% care
la educație, pentru că într-un an de zile nu prea am încredere că noi am evaluat la 95% toate gospodăriile casnice să asigurate cu calculatoare. Bine, referitor la internet, asta iarăși a fost o problemă cu care noi am venit ca o soluție, dar cu părere de bine avem și agenții economici care au dat interes pentru a ajuta sistemul de educație și a asigura această asigurare cu internet pentru cadrele didactice. Cu părere de rău, nu sunt sigur dacă asta este valabil și pentru elevi, dar doamna Natalia, dacă a menționat asta, probabil deja este și pentru elevi. Dar este bine că avem acest suport din partea lor. Atunci când vorbim de tineri în general cu necesități speciale și incluzia unei lor în învățământ, în special învățământul la distanță, este relevant să ne gândim și la toți alți copii care sunt cu cerințe educaționale speciale, care conform BNSE, iarăși în 2018, ăștia iar aș trebui să aibă o abordare individualizată în procesul de educație, ceea ce nu ar fi aplicabil tehnologiile și metodologiile care le utilizăm pentru cadrul general de tineri. Da? Dacă ne uităm la cadrele individualizate de educație, aici inclusiv acei copii cu dizabilități mentale, iarăși au planurile lor individualizate de educație și așa mai departe. Aici iarăși ar trebui să fie o monitorizare în ce măsură se implementează astfel de planuri și cum tinerii dați se încadrează în sistem. Da, noi avem problema inaccesibilității de tehnologii, dar trebuie și cei care au tehnologii cum să integrați în sistemul de învățământ. O altă problemă legată de accesibilitatea învățământului pentru tinerii, în special cu dizabilități, vorbim aici despre cei cu dizabilități de auz și de vedere, atunci când vorbim despre educație, în ce măsură tehnologiile care noi le punem la dispoziție acestora sunt accesibile pentru dânși? Adică, noi avem dispozitive care sunt utilizate cu limbajul Braille sau în limbajul mimico-gestual. Acestea iară sunt niște provocări la care trebuie de dat răspunsuri și acțiuni ferme care ar veni să ajute acești tineri în sistemul de învățământ. În linii generale, ceea ce vroiam să mai adaug este pe de altă parte că da, doamna Natalia spunea că deja se examinează posibilitatea de a reutiliza calculatoarele din biblioteci și altele instituții care nu sunt utilizate la moment. Asta a fost și o soluție care noi ne-am gândit că ar trebui să facem, adică autoritățile ar trebui să le facă atunci când încearcă să soluționeze problema. Primordial, iarăși, ar fi și capacitarea cadrelor didactice în utilizarea acestor instrumente digitale, pentru că asta ar fi o soluție pe termen lung. Și pentru a evita pe viitor unele probleme similare, dar încă nu se știe care va fi impactul acestei pandemii și dacă în genere ieșim noi anul ăsta, chiar și la anul din pandemie, și aici noi am considerat necesar că de instituționalizat un program național online, unde să venim cu programe țintite pentru tineri, adică să nu mai fie nevoie de implicat la maxim profesorul, adică doar acesta să aibă un rol de facilitare și ghidare a elevilor în procesul de instruire pe platformele date, adică unde să avem toate temele, atât cu suport video, cât și material educațional. Adică ca modelele acum pe piața online de educație care o accesăm mulți din noi, da? Cred că s-a întrerupt conexiunea lui Roman până reușim să... Și cam asta în linii generale okay. Ar fi... Ok, mersi tare mult, Roman. Din păcate au fost niște probleme cu conexiunea la internet. Încearcă să, între timp, să te conectezi poate la o altă rețea ca să fie mai rapidă conexiunea ta. Noi continuăm discuția și o să rog pe domnul
Sergiu Corlat, expert în domeniul educației, care la momentul actual analizează în detaliu și problema învățământului online. Aș dori să vă întreb care sunt principalele constatări până la ora actuală pe care ați putea să le expuneți legate de problema învățământului online, inclusiv din poziția dumneavoastră de cadru didactic. Așa. Până revine domnul. Din păcate e o problemă cu microfonul. Da. Eu aș putea să vin cu niște răspunsuri la ceea ce a punctat Roman, pentru că a punctat niște lucruri utile și... Doamna Grâu, sau noi să discutăm... Da, discutăm după intervențiile vorbitorului. Să mi le fixez atunci pe toate. Da, vă rog, domnul Corlat. Conectați din nou microfonul, pentru că nu se aude. Acum cred că putem să... Nu, din păcate nu. Haideți să revenim mai târziu. Între timp, vă rog să rezolvați problema cu microfonul. Până revenim la domnul Corlat și până se rezolvă problema cu microfonul, Michel, o să te rog pe tine să ne spui mai multe lucruri despre instrumentele de învățare online și cum pot deveni ele o realitate pentru Republica Moldova, pornind de la situația actuală, de la problemele care există în sistemul educațional și ce recomandări ai avea în acest sens. Bună ziua! Haideți să facem un pic de diferență dintre instrumentele online și cele care ne ajută să învățăm la distanță, pentru că sunt două procese un pic diferite și ca nivel de complexitate. Eu aș vrea să încep un pic să fac o retrospectivă despre proiectul care are loc în învățământul profesional tehnic. Ar fi fost bine să vorbească inițial domnul Corlat, pentru că este unul din experții implicați în programul care a fost dezvoltat pentru învățământul profesional tehnic în ultima jumătate de an. În cadrul proiectului Centrul Educațional Prodidactica finanțat de Agenția Austriacă pentru Dezvoltare. Timp de jumătate de an, înainte de a veni toată această pandemie și frumusețe de virus, am lucrat la un program care avea ca scop să abiliteze profesorii din învățământul profesional tehnic cu aceste competențe digitale despre care vorbim acum, că trebuie să facem față și să ajungem din urmă trenul. Iată că odată ce noi l-am finisat, am fost puși în situația să-l pilotăm în regim online și ultimele 2-3 săptămâni echipa din care face parte și domnul Corlat împreună cu alții profesori și experți din cadrul Universității de Stat Tiraspol, au pilotat câteva dintre aceste module. Eu aș vrea, dacă o să poată domnul Corlat, să vorbească un pic mai mult despre experiența, cum a avut loc trecerea asta la unele module, dar noi am inclus în această perioadă, deci tot ce înseamnă de la procesul de învățare, cum poți să-ți dezvolți
o lecție până la utilizarea anumitor instrumente, precum sunt instrumentele Web 2.0. Ne-am pus ca scop împreună cu direcția responsabilă de învățământul profesional tehnic curată de domnul Gâncu din cadrul Ministerului, să mergem mai departe și împreună cu acești profesori care sunt implicați în cadrul proiectului și sunt instruiți, să vedem cum ei asimilează informația până la capăt și să încercăm să dezvoltăm deja și conținut digital pentru a oferi ceva, ceea ce numim noi resurse educaționale deschise ulterior și să poată fi utilizată de toți, de cel puțin de învățământul profesional tehnic. Ca a doua fază a doua linie, dacă putem să trecem în revistă, este proiectul care este curat de primăria municipiului Chișinău împreună cu Ministerul Educației, în care emisiunea EduTalk, prima emisiune pe educație, s-a implicat în dezvoltarea și în elaborarea celor 2000 de lecții care au rămas restante pentru anul 2019-2020, anul de studii, mă refer, și timp de o lună de zile, atât împreună cu Direcția Generală de Învățământ, împreună cu alți parteneri, au fost filmate, iată, aceste 2000 de lecții. Săptămâna aceasta se finisează procesul de filmare, urmează să mai fie editate, pentru a oferi șansa acelor profesori, dar și inclusiv elevi și părinți, să poată accesa secvențe de lecții fără avea conexiune neapărat la internet sau avea echipamente foarte sofisticate, mai ales că acest proiect a fost conectat la toate rețelele de televiziune, astfel încât mai multă lume să poată avea acces la ele. Asta dacă ar fi foarte scurt. Mersi tare mult. O să revenim după intervenții pentru a discuta mai mult despre aceste aspecte. Domnule Corlat, dacă vă puteți conecta acum și se aude bine. Da, e bine acum. E bine, da? Da. Ca întotdeauna, odată cu reluarea activităților pentru toți cei din zona activă a economiei, vecinii au început să facă reparație și eu am fost nevoit să trec în alt spațiu care nu era pregătit pentru o asemenea activitate. Respectiv, am reușit acum să aduc altă cameră și un microfon funcțional. Bună ziua tuturor! Da, deci avem acum o situație mai puțin tradițională pentru școală în general, pentru școala generală, în special pentru că chiar dacă instruirea la distanță are o istorie destul de lungă, ea niciodată nu a fost prevăzută pentru a fi utilizată în școală generală. Era prevăzută fie pentru adulți, am în vedere cei care au vârsta 18+, studenți sau cei care fac autoinstruire, și în unele cazuri pentru adolescenții care se ocupă de performanță într-un anumit domeniu și sunt motivați să studieze singuri. Acum am venit în situația când instruirea la distanță trebuie organizată pentru toți, cap-coadă, începând cu instituțiile preșcolare și până la clasa a 12, inclusiv și universități. Deci, nu poate să existe, în primul rând, o abordare unică pentru toate categoriile de vârstă. Deci, în funcție de treapta de școlarizare, modul de organizare a activităților educaționale trebuie să fie diferit. Ceea ce se întâmplă acum la noi este în mare măsură o soluție de scurt timp. Deci o soluție care
care poate fi aplicată în condiții extreme pentru perioade de timp scurte sau bine, până la sfârșitul anului de studii, să zicem. Pentru că lecțiile obișnuite au fost înlocuite sau substituite cu lecții online, ceea ce deloc încă nu înseamnă că se face instruire sau învățare la distanță cu toate componentele de care ea trebuie să dispun. Nu este o problemă să ajungă mesajul didactic de la profesor la elev. Pentru aceasta sunt o mulțime de canale. Se folosesc canalele TV, se folosesc canalele internet, există și nimeni n-a anulat manualele care elevul dispune și poate să le folosească. Deci informația ajunge la elev. Este o problemă de verificat cum ea este asimilată. Este o problemă de ajutat elevul să primească să primească suport în situațiile când procesul de cunoaștere este dintr-un motiv sau altul oprit sau încetinit. Și iată aici noi ajungem la momentele legate de cum se organizează procesul educațional. Da? E simplu să faci lecții de 40-30 de minute sau cât se consideră necesar. Este puțin să avem resurse care ne dau o descriere a temelor teoretice, ne dau niște descrieri a acelor activități, a acelor conținuturi care trebuie să fie învățate. Trebuie să dispunem de instrumente care să permită simularea procesului și acelor activități de învățare care de obicei se realizează în sala de clasă. Nu putem face experiențele, nu putem face niște evaluări curente. Și atât aici tehnologiile informaționale ar fi acel instrument care ar putea să ajute. Există mai multe categorii de resurse pentru învățare. Ceea ce folosim noi acum sunt resursele care sunt absolut necesare, așa, dar nu suficiente. S-a spus deja despre utilizarea instrumentelor de testare asistată de calculator. Într-adevăr, ar fi o soluție pentru cazurile când, după parcurgerea unei unități de învățare, trebuie de făcut evaluarea elevilor. Evaluarea asistată de calculator este ok, doar că aici ne merim în altă extremă. Pregătirea unei evaluări asistate de calculator durează mult timp și cere un efort foarte mare pentru profesor. În special în cazul când vrei să faci această evaluare, astfel încât ea să fie obiectiv, cu variante individuale pentru item pentru fiecare elev, cu un feedback la fiecare item pe care îl parcurge elevul, a rezolvat, a rezolvat parțial, de ce nu i-a reușit lucrul ăsta. Închipuiți-vă, să zicem așa, un test cu 30 de item care trebuie să pregătiți. Așa? La fiecare item fiind necesar enunțul, rezolvarea și modelele de feedback. Da? Cam cât timp ocupă asta. Evident că în timp scurt o soluție de evaluare, chiar și evaluare curentă, care să fie adecvată pentru instruirea la distanță, este foarte greu să se construiește. Deci astea sunt niște momente care trebuie pregătite pentru viitor. Indiferent de forma în care o să se desfășoare activitățile de instruire în următorul an școlar, pe parcurs trebuie să pregătim cadrele didactice și pentru niște activități mai complexe de pregătire a resurselor, atât a resurselor de învățare, cât și a resurselor de evaluare. 2. Însăși resursele de instruire care se folosesc.
sunt resurse pasive, de tipul înregistrărilor video, prezentărilor, unor discursuri didactice, și sunt resurse interactive. Resursele interactive de obicei au o structură mai complexă și nu pot fi găsite chiar atât de ușor în distribuție liberă pe, pe locațiile web cu destinație educațională. În special, sau este mai ușor de găsit asemenea resurse pentru domeniile care sunt legate de direct de tehnologii, disciplinele care sunt legate direct de tehnologii. E vorba de informatică, matematică, științe exacte. Ceea ce nu exclude existența lor și pentru alte discipline. De exemplu, în perioada 2007-2010, în Republica Moldova au fost procurate mai mult de 100 de licențe pentru lecții, pentru platforma de e-learning AEL, și aceste lecții tocmai sunt orientate pentru a fi utilizate indiferent în instruirea obișnuită sau în instruirea la distanță, dar ele conțin elementele de interactivitate și ghidarea automată a elevului. Eu vreau să sper că profesorii noștri nu au uitat de aceste lecții și le utilizează în școlile, în liceile care dispun de această, de aceste licențe. Era vorba, dacă nu mă înșel, de un pachet de mai mult de 200 de lecții la 5 discipline reale. Toate interactive, toate foarte bine adaptate la ceea ca elevul să fie nu doar un spectator, nu doar să asculte, da, dar un participant activ al procesului de instruire chiar la distanță. Deci, ceea ce ar fi de dezvoltat pentru viitor sunt resursele interactive. Aici ajungem și la un alt aspect, manualele digitale, despre care s-a vorbit iarăși nu acum un an, nu acum 2 ani, cam în aceeași perioadă când au fost discutate și competențele digitale ale cadrelor didactice, adică 2015-2016. Cu părere de rău, editurile noastre nu au mers mai departe decât variantele digitalizate ale manualelor tipărite, manualelor clasice. Deci noi nu avem acum manuale interactive care se poate fi utilizate de elev la distanță cu o intervenție mai, cu un grad de intervenție mai mic ca profesor. Deci din acest motiv, soluțiile care sunt acum pentru școala generală se bazează în primul rând pe rolul activ al profesorului, nu rolul activ al elevului. Deci, noi suntem în situația când profesorul trebuie să organizeze sesiune de instruire, trebuie să dirigeze întreg procesul și asta ia o parte foarte mare din resursele care ar putea să fie direcționate pentru activități de mentorat, de îndrumări, adică niște chestii orientate direct pentru progresul elevilor. Da. Ce mai avem încă? Modul de livrare, modul de organizare activităților de instruire. Aici am să vorbesc despre practica mea proprie. Eu am mers puțin pe alt model de organizare a instruirii în clasele care duc lecțiile. Deci, am mers pe blocuri mai mari cu sarcini mai complexe, mai complexe ca volum, așa, dar extinse ca timp. Cu alte cuvinte, eram la etapa când elevii au putut sau puteau să inițieze realizarea unui proiect,
unui proiect de lungă durată la disciplina pe care o duc și pe tot parcursul perioadei acestea când ne întâlnim la distanță, noi dezvoltăm proiectul în activități în special asincrone. Ceea ce înseamnă că de multe ori eu discut cu elevii, nu în perioada care este fixată în orar, așa, dar în afara acestei perioade, de multe ori și seara, după, chiar și după 21.00. Da. Cei care au prins, deci le-a plăcut să facă proiectele de care, de care este vorba, pot să-mi adreseze întrebări și mai târziu. Da? Și este important. Este important ca răspunsul la întrebare să apară în momentul sau foarte, într-un timp foarte scurt după ce întrebarea este pusă. Deci pentru a păstra, în primul rând, a da posibilitatea elevului să se miște înainte atunci când el face asta, da, când el este în ritmul lui propriu, și doi, pentru a nu crea perioade în care el este inactiv și nu poate să se miște înainte. Deci, modelul pe care îl folosesc acum sunt sesiuni teoretice, scurte și rare, și multe activități practice care nu sunt legate de un orar fixat de clopoțel, da? Deci cele 40 sau 45 de minute. Ceea ce ține de comportamentul elevilor, sunt elevi și sunt echipe care merg după care eu trebuie să alerg, da? Pentru că au mers mai departe și au învățat mai mult decât ar fi făcut-o în regim obișnuit. Și ca întotdeauna sunt și din cei care se mișcă mai lent și abia dacă reușesc să facă un minim necesar pentru a fixa progresul lor pe tema dată. Deci se schimbă multe și mai multe vor fi de schimbat după ce această perioadă se va sfârși. Mulțumesc, domnule Corlat. Aș dori acum să-l întreb pe Alex cât de ușoară a fost adaptarea, din punctul tău de vedere, a profesorilor la acest proces de învățare la distanță. Și cum decurge comunicarea cu elevii și procesul educațional în aceste zile? Eu cred că am fost cu educația online. Adică de pe 12 chiar am avut prima lecție cu elevii și a fost așa un proces dureros. Și pentru mine și pentru ei, din ce punct de vedere spun. E vorba iar de nou de învățare. Învățare nu o să fie matematică, dar anume educarea responsabilităților și educarea instrumentelor care trebuie să le utilizeze. Cumva crearea cărora regulamente de comportament în mediul online, pentru că deja nu poți să le mai poate să le pui în față regulamentul de ordine internă a instituției în care activezi, dar trebuie cumva niște legi care erau nescris, cumva acum să le tipărești undeva într-un chat pe Viber sau într-un chat pe Messenger. Și respectiv, problemele erau, vineau așa odată cu rezolvarea sau soluționarea unei probleme, automat venea altă problemă. Prima problemă, numărul unu, care a fost anume responsabilitatea propriu-zis a elevilor. Pentru că, de exemplu, eu m-am străduit din punctul meu de vedere să fiu accesibil, să le ofer lecții destul de clar, adică utilizând tablete, cu stilou, să fie cât mai asemănător ca la școală. Adică singura diferență fie anume faptul că mi se par sute de kilometri, dar așa procesul e durat în același mod. Asta a fost prima problemă. A doua problemă a fost anume divizarea asta, că este cea de școală sau este cea de trimis imagini de astea haioasă unde trebuie să reacționeze toți.
pentru că mă vină diferențial faptul că deja în online parc suntem toți în gașca, vreau vin, vreau nu vin, vreau scriu un cuvânt urât acolo, un cuvânt necenzurat, un cuvânt și chestiile astea cumva încercam să-i educ, să-i filtrez toate lucrurile. Adică am spus, băiat, chatul vostru de clasă interactiv pentru diversitate și alte lucruri, dar este chatul strict legat de subiectul ăsta de matematică, pentru că inițial erau mii de mesaje pe Viber, adică notificări, mesaj important, peste mesaj neimportant și tot așa, cu întrebări, așa, acum generația asta e generația care știe toate drepturile, încă mai ceva ca noi, când eram elevi, respectiv, vorbit ceva ministru, gata, intre mă, atâta, dar temă de acasă nu trebuie să ne oferit sau nu trebuie să ne presați, evaluările astea nu trebuie să fie obligatorii sau nu obligatorii, gata, ei, dar stau și văd cum așa, pentru că șmecher, faci șmecher. Și acum gradul ăsta de responsabilitate la ei abia informare, pentru că eu lucrez acum cu clasa 7, cu clasa mare, cumva și ei erau responsabili, cel puțin absolvenții, ei oricum, pe lângă ceea ce se face la școală, lucrează individual. La ăștia de 7, noi abia acum educăm toată responsabilitatea asta față de a învăța și respectiv acum devine lucrurile mult mai complicate. Din perspectiva că au rămas numai covrigul, hai să spunem așa, pentru că ei nu sunt nicio consecință dacă, de exemplu, ei n-o să participe la lecții, de exemplu. De exemplu, poți să conecteze, dar să fie pasive, în sens că el arată numele, prenumele acolo conectat, dar el nu interacționează, dar când ai 40 minute la dispoziție sau 40 minute să faci o lecție, pentru care e 7 minute organizarea, în primul rând, până ce ei se adună, pentru cum întârzi la școală, așa întârzi mulți și aici, cineva intră cu 10 minute mai devreme, dar cineva poate să, la jumătate de lecție să intre. Cineva vrea să capteze atenția din asupra lui, respectiv, iar gălăgii, alte lucruri. Lucrurile astea erau la început complicate, pentru că eu încercam și să înregistrez lecțiile totodată. Adică cumva să fac și, să spunem, educația asta sincron și asincron, așa, dintr-o mișcare, doi iepuri se prind. Respectiv, erau momente unde eu trebuia să refilmez lecția individual ca să o postez pe YouTube, pentru că cineva s-a scăpat cu vorba acolo, foarte inteligent. Acum, practic, din perspectiva mea, lucrurile dar merg așa, au devenit clasice într-o lună jumate. Da, microfon. Aș vrea să te întreb aici, pentru că spuneai că ai ore și cu copiii de 13-14 ani. Care e, sau dacă comunicați în această perioadă mai activ și cu părinții? Și care este, știu eu, feedback-ul pe care îl primiți din partea părinților, ce spun ei, cum reușesc ei să motiveze copiii să participe activ la orele online? Da. Iată, acum te-a venit momentul când părinții trebuie să înțeleagă, cei ce trebuie să înțeleagă de mult, că în procesul de educație a elevului un rol important îl are și părintele. Adică până acum noi le atenționăm. Adică nu aduci copilul la școală și gata, dar te lua de o grijă și le iei după clasa 12, gata, format. În procesul de formare a omului sau a personalității lui și a competențelor copilului practic părintele, pentru că până la vreo 16-17 ani copilul el nu înțelege de ce face anumite lucruri. Pentru că sunt anumite lucruri care trebuie să le realizezi fără să știi răspunsul de ce trebuie asta, pentru că uneori apare după responsabilitate. Și respectiv, iată acum, părintele are un rol foarte important. Eu am primit feedback pozitiv, iar din nou, dacă e vorba de, dar asta e vorba doar de mine, pentru că pe internet, așa, sunt două păreri. Profesorii străi și le dau mult teme de acasă și nu realizează lecții online, sau dăm păreri bune, bravo profesorul care realizează lecții online, dar în general, iată acum, este necesitate foarte mare ca să participe activ la procesul de învățare și propriu-zis părinții. Prin responsabilizarea a elevilor.
Mersi, Alex. O să revenim și la problema implicării părinților în procesul educațional, implicării mai active a părinților în acest proces, dar nu înainte de a-i oferi cuvânt Valeriei, ultima noastră vorbitoare și, de fapt, singura reprezentantă a elevilor. Și noi am considerat important ca să avem în această discuție un reprezentant al elevilor. Valeria, o să te rog să ne spui cum este perceput procesul de învățare online de către elevi și dacă există diferențe în funcție de clasă sau vârstă în modul în care se raportează elevii la învățarea online. Da, bună ziua tuturor celor care ne ascultă. Voi începe prin a spune că, în opinia mea, sistemul de învățământ moldovenesc nu a fost pregătit pentru astfel de transformare și pentru depășirea unei eventuale crize. Până la pandemie nu au fost dezvoltate suficient competențele digitale ale profesorilor și elevilor deopotrivă. La informatică am fost învățați să construim modele și algoritmi Pascal de tot felul, dar nu am fost învățați lucruri esențiale care sunt indispensabile în cadrul procesului de învățământ la distanță, cum ar fi ceva atât de simplu precum utilizarea Google Drive. Tocmai de aceasta, cred că ministerul ar trebui să-și revadă viziunea și să includă aceste componente digitale în curriculum post-pandemic, ori educația de azi trebuie să echipeze elevii cu competențele necesare în lumea de mâine. Anul trecut, prin intermediul programului Flex, am avut oportunitatea să învăț timp de un an într-un liceu american, acolo unde aceste elemente digitale sunt integrate în învățământul tradițional. Profesorii sunt obișnuiți să folosească instrumente digitale precum Google Classroom, Google Hangouts, Khan Academy, Edpuzzle, Quizizz și multe altele. Și mai mult decât atât, ei folosesc și alte mecanisme digitale, cum ar fi podcasturi, jocuri video epistemice și simulări. Și tocmai de aceea cred că criza provocată de COVID-19 nu a avut un impact atât de dramatic asupra sistemului de învățământ american sau alte sisteme unde aceste elemente digitale erau deja integrate în curriculum, lucru pe care nu îl putem afirma despre Republica Moldova. Pentru a înțelege mai bine ce cred cu colegii mei despre procesul de învățare online, am efectuat săptămâna trecută un sondaj cu un eșantion de 200 de elevi din 8 instituții de învățământ din nordul țării și 56% dintre respondenți au apreciat eficiența învățământului la distanță ca fiind nesatisfăcătoare, iar 44% au calificat-o drept satisfăcătoare. La întrebarea cu ce obstacole te confrunți în cadrul învățământului la distanță, am primit foarte multe răspunsuri, dar voi citi doar câteva dintre ele. Observ probleme cu vederea, dureri de cap și amețeli pentru că stau câte 10-12 ore în telefon pe zi. Sarcinile pentru acasă nu sunt proporționale cu informația predată. Ele sunt practic dublate. Nu facem ore online, câte 1, maxim 2 lecții pe zi. La noi, sistemul educațional la distanță constă doar în teme pentru acasă. Toată ziua sunt la școală. Uneori nu am timp nici să mănânc sau să comunic cu părinții, chiar dacă stăm într-o casă. Întâlnesc dificultăți la unele teme și nu am la cine apela. Republica Moldova nu este gata pentru studiul de la distanță. Așadar, vedeți și dumneavoastră din răspunsurile colegilor mei că învățământul moldovenesc la distanță nu este unul tocmai adaptat, flexibil și performant. Cu toate acestea, vreau să spun că, în opinia mea, școlile noastre se descurcă destul de bine, considerând că această transformare a fost un șoc pentru sistemul nostru educațional. E bine și că diverse organizații și instituții, începând de la Ministerul de Resort și terminând cu diverse organizații neguvernamentale, au pus umărul pentru a crea și promova diverse instrumente de lucru online, dar și lecții televizate. Eu personal le consider foarte utile și le utilizez pe larg. Dar și cred că aș vrea să mă expun succint și cu privire la examenul de bacalaureat, pentru că acesta este un subiect care mă privește direct. Eu cred că pandemia creează probleme la nivel de execuție, dar nu neapărat schimbă necesitatea existenței ori desfășurării examenului de bacalaureat. De aceea, în cazul în care situația epidemiologică din țară se normalizează, cred că bacalaureatul trebuie susținut de către toți elevii. Ideea ca doar
elevii care vor să plece la studii peste hotare să susțină bacul, iar cei care rămân în țară nu, mi se pare una fără sens, neechitabilă și care devalorizează sensul examenului în sine. Da, pandemia descurajează performanța, dar nu trebuie ca tinerii să fie descurajați. Examenul are credibilitate și eu cred că elevii trebuie să-și asume proba credibilității și a propriei responsabilități. De asemenea, nu sunt de acord nici cu petiția care circulă în mediul online, care cere echivalarea notei medii de liceu cu nota de bac, pentru că, deși sună bine, ea nu ia în calcul neomogenitatea învățământului moldovenesc și vorbesc aici inclusiv de clivajul rural-urban și nici nu ia în calcul, ori nu echivalează eforturile. Iar, până la urmă, dincolo de toate speculațiile, eu cred doar în efort. Efortul e efort, restul sunt lamentații. Formele de organizare a bacalaureatului, în opinia mea, ar fi multe. Desigur, îmi exprim regretul că la Agenția Națională de Curriculum și de Evaluare nu a fost încă gândită o politică de evaluare a competențelor prin probe digitale, dar am încrederea că luarea prin surprindere de către COVID-19 va accelera procesul de gândire a acestor politici și de definirea standardelor de evaluare a competențelor prin probe online. Cu toate acestea, deși aceasta este poziția mea referitor la BAC, majoritatea colegilor mei au o poziție diametral opusă. Chiar și în sondajul pe care l-am efectuat, 77% dintre respondenți își doresc anularea BAC-ului și cred că alte sondaje de fapt arată același lucru și cred că aceste date reiterează încă o dată necesitatea reîmprospătării viziunii ministerului, ori BAC-ul nu mai trebuie văzut ca o sentință sau o condamnare, ci ca un instrument de evaluare pedagogică și didactică binevenit. Și spre final țin să menționez și aprecierea mea față de cadrele didactice, pentru că efortul lor în această perioadă nu este unul mai mic, ci este unul mult mai mare. Spre exemplu, profesorul meu de informatică ne-a mărturisit că se trezește zilnic la 3 dimineața pentru a ne pregăti materiale interactive, iar profesorul meu de fizică e dispus să ne explice reacțiile de dezintegrare beta chiar și la miezul nopții. Cu toate acestea, eu sunt norocoasă să am astfel de profesori, dar mulți elevi nu spun ori nu pot spune același lucru despre profesorii lor, iar aici nu vin să blamez Ministerul Profesorii, ci să vorbesc despre neomogenitatea și neinclusivitatea învățământului nostru. Pentru că încă mai există multe familii ale elevilor, dar și ale profesorilor care nu au acces la telefoane mobile și calculatoare performante ori la conexiune internet adecvată și mai mult decât atât există mulți profesori dornici să-și ajute elevii, dar incapabili să o facă din perspectiva competențelor digitale pe care le posedă. Astfel mulți elevi sunt dezavantajați, ceea ce mă face să conclud că învățământul nostru nu a fost definitiv pregătit pentru astfel de transformare. Și spre final țin să vin cu câteva idei pentru perioada post-coronavirus. Cred că situația cauzată de pandemie ne-a confirmat tuturor necesitatea transformării procesului nostru de învățare în direcția blended learning, adică învățarea combinată, metoda tradițională cu profesorul față-înfață folosită separat și metoda instruire online folosită separat sunt mai puțin eficiente decât învățarea combinată. Și acest lucru ne este demonstrat de experiența țărilor și a instituțiilor de învățământ care folosesc acest tip de învățare. Și cred că este importantă interacțiunea pe viu cu profesorul, este importantă activitatea online și la fel este importantă aplicarea în contexte reale, practice a lucrurilor învățate. Așadar, cred că de acum ar trebui lansat un proces de modernizare a sistemului de învățământ în această direcție, astfel încât toți profesorii să beneficieze de instruire digitală pentru a-și putea crea și gestiona propriile materiale pentru învățarea combinată. Fiecare școală să posede dotările tehnice necesare pentru acest tip de învățământ și fiecare elev să aibă acces la aceste instrumente de învățare. Atât am vrut să vă spun. Mulțumesc!
Valeria, mersi tare mult. Cred că ai făcut câteva constatări importante, în special din perspectiva elevilor și cred că ai pus în discuție probleme importante, mai ales la finalul acestei sesiuni de intervenții. Înainte să-i dau cuvântul doamnei Grâu, pentru că avea câteva comentarii mai devreme, o să vă rog să vă referiți și la două aspecte care au fost menționate de către vorbitori. Primul aspect ține de evaluare. Cum facilităm procesul de evaluare, mai ales în condițiile în care încă nu a fost luată o decizie legată de examenul de bacalaureat, dar și pentru evaluările semestriale sau anuale care ar trebui să aibă loc, iată, în această perioadă a lunilor aprilie-mai. Și a doua întrebare sau a doilea aspect care a fost menționat, cum ar trebui integrați părinții în acest proces de instruire de la distanță? Cum încearcă ministerul să comunice cu ei, să faciliteze interacțiunea cu părinții ca în viitorul apropiat rolul lor în procesul educațional să fie unul mult mai vizibil și important? Eu vreau să le mulțumesc tuturor vorbitorilor. Am ascultat cu deosebită atenție și este util pentru mine, pentru noi. Special mi-a făcut plăcere ceea ce a spus Elena. Și mulțumesc pentru deschidere, profunzime și pentru că a punctat cu atâta responsabilitate anumite aspecte. Din perspectiva a identificării unor facilități, dar din perspectiva asumării de responsabilități. Asemenea, mesaje ne motivează să perseverăm și ne motivează să continuăm ceea ce facem de altfel. Vreau să specific un lucru foarte important, care ca un fir roșu l-am regăsit în alocuțiunile tuturor vorbitorilor și care este în consonanță cu viziunea pe care o avem noi la nivel de minister. Vorba de capacitatea resursei umane, de competențele cadrelor didactice, pentru că aici e cheia de boltă și aici, de fapt, e miza cea mai mare. La acest capitol, pe termen lung, pentru că acum suntem în această situație de criză, dar gândim la măsuri post-criză și atunci, în primul rând, instituțiile de formare inițială, universitățile pedagogice, cât și instituțiile de formare continuă, toate instituțiile de formare continuă care participă activ la formarea cadrelor didactice, vor fi puse în situația de a-și revizui programele de formare, de a le racorda unor cerințe care să fie în corelație cu necesitățile reale. Ori COVID-ul ne-a demonstrat că anumite lucruri pe care noi nu le-am pregătit din timp, fiind în secolul 21 și mai uzând pe alocuri instrumente de secol 19, acum nu mai e timpul. Deci e momentul ca formarea cadrelor didactice să fie una eminamente centrată pe necesități. Într-adevăr, sunt acele standarde. Într-adevăr, în anul 2015 a fost făcută concepția manualului digital. Și, într-adevăr, în programul de formare continuă a cadrului didactic, care în ultimii ani a fost asigurată cu finanțare de la bugetul de stat, există modulul TIC. Și în acest modul se pune accent pe competențe esențiale, deci profesorul să poată crea documente, să poată partaja, să poată crea prezentări. Și acum cât de conștient facem aceste formări? Cum știm să punem presiune pe instituțiile de formare ca să nu facem formări de bifă, dar să fie relevante pentru noi? Pentru că aceste formări nu le facem pentru certificat, le facem ca să revenim în școală și elevii sunt cei care o să aprecieze cât de calitativ am reușit noi să facem acest lucru. Pe de altă parte, am fost foarte atentă la remarca cu referire la relevanța conținuturilor educaționale. S-a făcut referință la curriculum
și domnul Corlat este unul dintre autorii noi generații de curricula. Și, de fapt, eleva care ați invitat-o, pe care ați invitat-o, este beneficiarul curriculum din 2010, deci a mers în baza acestui curriculum. Noua generație de curriculum pe care am realizat-o, și domnul Sergiu Corlat o să mă susțin aici, e deschisă spre această solicitare a copiilor. E mult mai centrată pe formarea nemijlocită de competențe digitale. Acum sperăm foarte mult ca, și dacă se va face necesar și va fi necesar, vom putea și să revizuim urmarea acestei pandemii anumite conținuturi și să ne asigurăm că ceea ce învață copilul la școală este util pentru viață. De asemenea, să menționez că noi suntem deja în al doilea an de implementare a modulului educație digitală, începând cu clasa 1. Deci sunt niște schimbări pe care le facem, încercăm să ne racordăm la niște cerințe ale pieții muncii și generația nouă care vine, acești nativi digitali, sper să reușim să le creăm în școală acel mediu de învățare de care ei au realmente nevoie. Sigur că acea competență digitală la care facem referință este una dintre competențele cheie. Doar că nu sunt suficiente conținuturile, sunt necesare și dotări în școală, și dotarea tehnică, și pregătirea cadrelor didactice, pentru că atunci când profesorul are opțiunea alegerii și el poate alege între Pascal și altceva, pentru că nu e obligatoriu acest Pascal, e la latitudinea cadrului didactic, atunci el alege ceea ce este mai aproape lui și poate nu întotdeauna selecția este în favoarea elevului. Deci aici avem de gândit cu toții, avem de regândit niște lucruri și de evaluat în primul rând ce este util pentru beneficiar, ce este util pentru elev. Întotdeauna am spus acest lucru și o să-l punctez de fiecare dată, pentru că sunt în contact întotdeauna cu elevii, avem la minister și o structură reprezentativă, Consiliul Național al Elevilor, și întotdeauna am zis că adevărul este acolo. Deci, între ceea ce ne dorim noi, ceea ce fac profesorii, ceea ce reușesc să le ofere părinții, elevii sunt cei care vor da cel mai potrivit feedback calității procesului educațional. Vreau să fac o specificare importantă. Nu este sinonimie totală și nici parțială între învățământ la distanță și învățământ online. Metodologia pe care a elaborat-o Ministerul Educației, Culturii și Cercetării vizează învățământul la distanță. Învățământul online ar însemna că se întâmplă totul în totală sincronie și că toată lumea e conectată la internet și că toată lumea are acel dispozitiv tehnic prin care să lucreze. Noi știm care sunt capacitățile sistemului. Cifrele la care s-a făcut referință cu privire la dotarea 62% în mediul urban și 42% în mediul rural cu computere. Sigur că este un indicator care s-a îmbunătățit, dar atunci când noi am sistematizat datele, am zis accesul la procesul educațional la distanță, inclusiv prin utilizarea telefoanelor mobile, pentru că în mod special tinerii utilizează mai mult telefoanele decât computerul sau laptopul. El poate să iasă și afară și este în proces educațional. Acel tânăr care este norocos și are un telefon performant. De asemenea, din sondajele și din monitorizarea pe care am făcut-o, am fost sesizați de situații în care cadrul didactic sună pe telefonul cu fir și vorbește. Sau cel mai, nu știu, neobișnuită situație care ni s-a raportat din teritoriu și aceea care profesorul scrie notițe și îl lasă pe scări, la scări, la casa copilului. Și noi înțelegem că în secolul 21 eu un caz care cu greu îl poți imagina, dar apreciez că acest cadru didactic nu a întrerupt comunicarea cu copilul și a căutat o soluție în funcție de resursele pe care el le-a avut. Pentru că la acest moment noi suntem conștienți că putem miza doar pe resursa pe care noi avem. Atât pe resursa tehnică, cât și pe resursa umană de care tu dispui până la urmă.
că trebuie să capacităm profesorii indubitabil și fără deci nicio discuție aici. Pe termen lung, asta va deveni cu certitudine o prioritate pentru, pentru noi. De asemenea, am zis în discuțiile cu mai mulți donatori că în pofida faptului că se finanțează foarte mult domeniul cercetării, avem cercetări pe diferite subiecte, când am încercat să asigurăm cadrul normativ pentru învățământul la distanță, ne-am pomenit cu situația că avem foarte puține studii și cercetări și, nu știu, teze de doctor cu referire la acest subiect. Deci o lume întreagă se digitalizează, noi am investigat, am cercetat mai puțin acest domeniu, de aceea probabil și comunitatea științifică are un îndemn foarte serios acum să cerceteze acest domeniu și să vină cu recomandările pertinente, cu recomandări care ar fi potrivite specificului sistemului educațional din Republica Moldova și eu știu că săptămâna viitoare, joi, cel mai probabil, vom avea o altă videoconferință la care va participa iarăși domnul Corlat, care a făcut un studiu și pe care noi îl așteptăm. Deci noi avem nevoie de recomandări și de studii ca să putem repera anumite decizii pe care le facem pe niște fundamente științifice, dacă doriți, pentru că trebuie să înțelegem care este impactul utilizării tehnologiilor asupra copiilor, care este discrepanța între comunicarea vie, comunicarea didactică vie și comunicarea mediată, ce capacitate are sistemul nervos al unui copil în funcție de vârstă atunci când este pus în acest proces. Deci sunt foarte multe probleme complexe și atunci probabil post-criză vom avea de lucru și mai mult decât acum în criză, ca să fim relevanți și să fim corecți și să fim inclusivi în procesul acesta educațional. S-a pomenit până acum despre testarea asistată de calculator. Iată un alt segment unde ar trebui să dezvoltăm, un segment în care noi zicem, bine, evaluarea competențelor TIC, evaluarea competențelor de comunicare orală pot fi realizate prin mijlocirea calculatorului. Și atunci alte oportunități se deschid pe acest segment. Acum un subiect care s-a discutat foarte mult, cel care vizează finalizarea anului școlar. Mai multe etape ale procesului educațional au fost revizuite spre acest sfârșit de an școlar. Știm că au fost anulate olimpiadele, au fost anulate pretestările, au fost anulate tezele semestriale pentru elevii din liceu, clasa 10 și a 11-a. De aceea, în acest an vor fi anumite schimbări și noi vom asigura acel cadru care să ofere cerințe unice la nivel de sistem cu privire la calcularea mediei anuale a copilului. Noi credem că în acest context în care nu am putut garanta accesul fiecărui copil la educație, în acest context în care nu fiecare cadru didactic a menținut comunicarea cu elevii, în acest context în care nu putem estima impactul învățării la distanță asupra copiilor, calcularea mediilor semestriale și a situației școlare a copiilor trebuie să fie spre în interesul superior al copilului și să ne gândim în perspectivă, mă refer nu la copiii din clasele terminale, celelalte clase, să ne gândim în perspectivă asupra unor planuri de recuperare individualizate cu centrarea pe necesitățile reale ale fiecărui copil în perioada post-criză și vom veni cu mecanisme concrete, cum se face acest lucru, cum se evaluează, pentru că situația este foarte, foarte diferită. Avem copii care zic că acum învață mai mult decât învățau obișnuit și mai ales învață că li se dau mai multe sarcini. Avem copii care zic, așa cum a menționat eleva, că profesorul se scoală la ora 3 noapte și muncește și asta tot nu mi se pare normal și nu mi se pare corect, pentru că și profesorii au niște limite și cei care sunt conștiincioși iarăși devin surmenați
și nu este o situație echitabilă și corectă nici pentru ei, pentru că ei trebuie să și mai dezvolte unele suporturi inexistente pe locuri. Și în cazul ăsta, în situația de post-criză, ne vom gândi la planuri de recuperare în așa măsură ca fiecare copil să poată să beneficieze dacă în această perioadă nu a avut acces la educație. Asta este o prioritate pentru noi. Ce se întâmplă cu elevii din clasa a noua? Iarăși s-a stabilit un mecanism de ce ei nu susțin acest examen de clasa a noua. Se va calcula media lor luându-se ca reper rezultatele pentru ultimii 3 ani de studiu și în așa măsură ca accesul lor la următoarea treaptă de școlaritate să nu fie îngrădit. Mai delicată este problema cu elevii de la bacalaureat și eu susțin întru totul principiul meritocrației. Și cred cu tărie că astăzi examenul de bacalaureat a devenit o probă a maturității, o probă a credibilității sistemului educațional și m-am bucurat să aud aprecierile pe care le-a făcut eleva, pentru că așa la modul ideal trebuie să gândească fiecare copil. Noi știm rezultatele sondajelor și noi paralel am evaluat și cum e firesc, sondajul pe care l-am, 49,1% dintre copii au votat pentru anulare, 19,4% au zis eventuală amânare și organizarea lor în condiții sigure, iar doar 27% au zis că sunt pentru. Noi monitorizăm ce se întâmplă în plan internațional, pentru că COVID-ul a afectat peste 170 de țări și 1,5 miliarde de copii, studenți, elevi sunt afectați în acest moment și viața lor este altfel și au fost puși în situația să se obișnuiască la un alt, la o altă formă de viață, un alt modus vivendi, dacă doriți. Atunci, decizia cu privire la bacalaureat este una foarte complicată, credeți-ne. Oricare ar fi aceasta, ea nu va veni să satisfacă expectanțele fiecărui elev și nici a fiecărui părinte. Dar decizia trebuie luată prin consultări largi și sigur că punând prioritar în capul mesii acest aspect al siguranței și securității vieții, dar nu în detrimentul calității și al meritocrației. Cât privește implicarea părinților și a specificat și domnul profesor cât de important este acest aspect, cu câte probleme s-a confruntat la început, m-a bucurat faptul că s-a apreciat momentul că pe parcursul, deci prima săptămână probabil a fost săptămâna de șoc, dar a fost foarte importantă capacitatea de reziliență a cadrelor didactice și că deja progresiv și în monitorizările pe care noi le facem, avem feedback-ul că progresiv calitatea procesului educațional crește și profesorii se adaptează. Elevii deprind anumite lucruri, deci se obișnuiesc cu anumite cu alt context de învățare în acest mediu virtual, dacă e mediu virtual, și deci vorbim de o îmbunătățire a calității procesului educațional. Zicea domnul profesor despre momentul că acum părinții au conștientizat niște lucruri în raport cu importanța procesul educațional, cu valoarea cadrului didactic și poate au estimat, au reestimat implicarea și efortul pe care îl face profesorul. Vă zic asta cu certitudine în calitate de părinte, pentru că eu am un copil la colegiu în clasa 10 și am un copil în clasa 1. Deci am simțit pe propria piele ce înseamnă să faci teme cu copilul tău, ce înseamnă să-l disciplinezi, cât de important este să faci acel transfer de încredere și de autoritate al învățătorului asupra copilului. Pentru copilul meu foarte mult contează feedback-ul învățătoarei și atunci când prima oară am primit primele filmulețe înregistrate în care învățătoarea de clasa 1 a explicat tema nouă, copilul meu era foarte fericit și spunea mai pune o dată, mai pune o dată.
Deci era dor de profesor, era dor de doamna învățătoare și așteaptă de fiecare dată feedback-urile în baza sarcinilor pe care le realizează. Este o lecție pentru toată lumea. Și noi avem din partea părinților sesizări că le este și lor foarte complicat, că nivelul de stres emoțional este unul crescut pentru ei și că nu întotdeauna au toată înțelegerea și colaborarea în comunicare cu profesorul, de exemplu. Sigur că este o probă de încredere reciproce pe care o trăim acum cu toți. Noi, la nivel de minister, am început de săptămâna trecută, în colaborare cu UNICEF-ul, să livrăm formări pe educație parentală pentru educația timpurie, pentru grădinițe. Am inițiat formări la distanță pentru educatori care la rândul lor vor lucra cu părinții și avem mai multe module tematice care țin elementar de importanța igienii, cum comunic cu copilul meu, cum gestionez situația de stres, cum mă joc, cum citesc corect povestea, cum discut cu copilul meu. Deci chestii de, dacă doriți, aspecte metodice, didactice, pentru că nu, părintele nu a făcut n-a urmat o facultate de pedagogie să cunoască aspecte care țin de psihologia vârstelor, metodica predării și alte detalii importante. De aceea, pe seama cadrelor didactice, este nu doar activitatea cu elevii, cu copiii, dar inclusiv și activitatea cu părinții. Noi de foarte multă vreme vorbim despre educația parentală și vorbim despre necesitatea capacitării părinților. Iată că COVID-ul ne impulsionează și ne motivează și ne pune în situația de a miza pe această resursă foarte mare, pentru că, ziceam anterior, filozofia de bază acum este să utilizăm toată resursa din sistem. Cea mai importantă resursă din sistem sunt oamenii. Și atunci părinții devin partenerii noștri de învățare, iarăși lucrăm cu educatorii să ne învățăm să comunicăm corect. Că apar situații de conflict, că apar situații de controverse, de dispute, că în mediul online, în lipsa unei educații media suficiente, unii copii pot iniția momente de cyberbullying, nu se respectă eticheta, se face mișto uneori. Noi am fost sesizați chiar de cadre didactice că unii elevi fac glume mai puțin inspirate pe seama lor. Deci sunt aspecte la care avem de muncit și sunt elemente pe care trebuie să le îmbunătățim. Mulțumesc, doamna Drog, pentru precizările și răspunsurile la întrebările care au parvenit pe parcursul discuției noastre. O să-i rog pe urmăritorii noștri să ne adreseze întrebări în comentarii pe care le vom pune în câteva minute. Deja avem mai multe întrebări pe care le-am colectat. Nu înainte de a discuta un alt aspect pe care mie mi se pare destul de important și poate care nu a fost analizat destul de mult până acum, clivajul rural-urban. Știm că în mediile urbane școlile sunt mai bine dotate din punct de vedere tehnologic, avem și un număr mai mare de profesori activi, respectiv procesul educațional, calitatea procesului educațional în anumite situații este mai bună decât în mediul rural și discrepanțele date se observă în special atunci când elevii ajung la treapta universitară, la treapta terțiară de învățământ. L-aș ruga pe domnul Corlat, dacă are anumite date ce ține de anume acest clivaj rural-urban pe dimensiunea învățământului online. Cum se descurcă școlile de la sat în raport cu școlile de la oraș? Sau profesorii de la sat în raport cu cei de la oraș? Da, mă auziți? Da. Bine, în acest domeniu am un pic mai puține date, din simplu motiv că activitățile mele practice pe care le am țin în special de mediul urban și elevii din mediul urban. Atunci când vorbim despre dotări, da, într-adevăr, există mai multe motive
ca în mediul urban dotările la nivel de familie. Pentru că acum nu vorbim despre dotările instituției de învățământ. Instituțiile de învățământ, în general, sunt destul de echilibrat dotate, dacă vorbim de echipamente. Așa, pentru că acele proiecte care le acele dotări pe care le monitorizează sau le gestionează Ministerul Educației sunt prevăzute nu doar pentru mediul urban, sunt prevăzute pentru toate instituțiile din sistem, indiferent de amplasarea lor. Bănuiesc că principalul argument în repartizarea fondurilor, în acest caz, este numărul de copii în școală. Or, asta înseamnă că cea mai mare atenție se acordă instituțiilor cu un număr de copii mai mare, ce este logic să se întâmple în centrele raionale sau în oraș. La nivel de familie, aici, evident, argumentul principal este bugetul familiei și dotările de care dispune un elev, un elev particular sunt determinate de posibilitățile financiare ale părinților lui. Doar atât. Nu există și n-a fost până acum, nici nu a apărut situații în care să fie puse sarcini de a dota centralizat elevii din școli, toți elevii din școli, cu anumite dispozitive, inclusiv dispozitive digitale. Ceea ce este realizat la nivel centralizat de către minister este distribuirea manualelor tradiționale cu care sunt asigurați toți elevii. Nu s-a pus așa o problemă și nici, nu știu dacă era cazul să fie pusă a asigurării elevilor cu dispozitive digitale. Ceea ce se poate de menționat ca un aspect care a fost realizat și acum probabil doar trebuie de actualizat. Ceva timp în urmă au fost elaborate cerințele, într-un fel, cerințele tehnice minime necesare față de echipamentele pe care le utilizează, echipamentele digitale pe care le pot utiliza elevii. Ceea ce ar fi niște recomandări pentru ce e bine de utilizat, ce este mai safe, da? Mai inofensiv de utilizat din dispozitivele digitale pentru o perioadă mai îndelungată în timp. Mai mulți dintre vorbitori au menționat că perioada de timp pe care zilnic o consumă elevul în fața dispozitivului digital, fie este un calculator, fie un telefon mobil sau o tabletă, este destul de mare. Și aici ajungem la niște aspecte care țin mai mult de parte de sănătate, confort psihologic, la urma urmei. Da? Pentru că să stai, să citești câteva ore text, să rezolvi folosind un telefon mobil, care de fapt nu este destinat pentru așa tip de activități, este destul de obositor și creează și probabil în timp o anumită atitudine față de, față de procesul de instruire. Gradul de pregătire a profesorilor. Deci, da, în partea de dotări cu echipamente este și există și motive pentru asta. Există o discrepanță între mediul rural și urban. Partea de pregătire a cadrelor didactice. Cadrele didactice sunt pregătite conform de aceleași instituții de învățământ, deci toate cadrele didactice, sunt la fel de des recalificate,
mi-a zburat cuvântul. Deci, la fel de des se fac instruiri pentru toate cadrele didactice, indiferent de locul în care ele activează. Dar în mediul rural bănuiesc că numărul și vârsta medie a cadrelor didactice este mai înaltă decât în mediul urban. Ceea ce înseamnă că competențele digitale a acestor cadre didactice sunt deopotrivă mai joase decât a cadrelor didactice din mediul urban. Deci vârsta în mediul rural este mai înaltă, iar competențele digitale mai joase. Elevii, soluțiile posibile. O soluție posibilă de îmbunătățirea situației pentru elevii din mediul rural sunt acele resurse care au fost acum recent elaborate, pentru că au fost implicați foarte mulți profesori din diferite instituții din Republică, au fost implicați cei mai buni profesori și cantitatea și calitatea resurselor care au fost elaborate și care acum sunt la dispoziția tuturor elevilor, nu doar a celor din mediul urban, este de multe ori superioară acelor calității acelor procese care se desfășoară în școala locală. Deci, într-un fel, avem partea bună în globalizarea această globalizare la nivel de sistem educațional, să zicem așa, a resurselor care au fost create. Deci elevii categoric au acces la un număr mai mare de resurse și mai bune decât cele cu care sunt obișnuiți ei. Conexiunea la internet, da, ceea ce este un element foarte important în asigurarea instruirii în condițiile în care ne aflăm. Conexiunea la internet este și ea mai calitativă în mediul urban, pentru că aici avem de multe ori conexiuni la domiciliu cu internet de bandă largă, conexiune prin fibră optică, deci o varietate mai mare de soluții decât în mediul rural. Soluțiile pentru localitățile mici sunt de obicei internetul 4G, acolo unde el este disponibil, iar operatorii noștri de telefonie afirmă că circa 98% din suprafața țării sunt acoperite cu tehnologie 4G. Bine, ea poate să fie mai calitativă, mai puțin calitativă, în dependență de localitate și relief, cel puțin. Resursele la care au acces și elevii din mediul urban și elevii din mediul rural sunt practic aceleași. Resursele în cazul nostru, atunci când instruirea se face la domiciliu, sunt resurse online. Iar accesul online este, cum am spus, același, deci avem acces la aceleași resurse și din orice punct a țării. Poate să difere viteza, dar aici ne salvează posibilitatea de lucru asincron, deci de descărcarea resurselor și utilizarea lor în regim local. Soluții sunt. În linii mari, instruirea asistată, instruirea online, da? Instruirea care se face acum, ar putea în timp să micșoreze diferența în calitatea instruirii, calitatea procesului de învățare pentru elevii din mediul rural și urban. Deci, dar pentru asta sunt soluții care sunt necesare, soluții care în două zile, în două săptămâni sau chiar în două luni nu le dezvolți. Deci, sunt necesare soluții pe termenul lung. Dacă acum, eu între timp am făcut niște notițe la care aș putea să fac niște completări la ceea ce au spus vorbitorii anteriori, dacă avem timp. Da, o să vă rog să le păstrați pentru concluziile finale.
o să vă ofer șansa să le menționați atunci. Între timp, până acum avem, cred că, 3 întrebări din partea urmăritorilor noștri și toate se referă mare parte la sau sunt în... sunt adresate autorităților, de aceea o să o rog pe doamna Grâu să-și noteze întrebările, după care să ne ofere pe scurt câte un răspuns la fiecare dintre ele. Prima întrebare de la doamna Larevenco: cum este verificată calitatea procesului didactic? Și a doua întrebare ține de procesul de achiziții. Doamna Iulia Nazaria ne întreabă: pe data de 17 aprilie 2020, proiectul de lege privind modificarea legii bugetului de stat prevedea alocarea mijloacelor financiare pentru procurarea tehnicii de calcul în vederea dotării instituțiilor de învățământ cu suma de 20 de milioane de lei. Au trecut de atunci 2 săptămâni și ne întreabă ce acțiuni s-au întreprins și de ce nu a fost anunțat până acum criteriul de distribuție și procedura de achiziție. Și la fel, o a treia întrebare ține de obligativitatea învățământului liceal. Credeți că obligativitatea învățământului liceal este pertinentă în Republica Moldova sau cel puțin aflarea elevilor din clasa 12 în sala de clasă în semestru 2? Și da, cam asta mare parte întrebările care au fost adresate de urmăritori. Doamna Grâu, vă rog pe scurt ca să putem să avem și o sesiune de concluzie. Da, mulțumesc foarte mult pentru întrebări. Învățământul local este obligatoriu conform codului, da? În clasa 10, el trebuie să-l finalizeze și nu avem stipulat formă de învățare fără prezență obligatorie în semestrul 2. Deci este un cadru normativ care pe moment este acesta și trebuie să fie respectat. Cât privește procedura de achiziție, într-adevăr, în data de 17 aprilie au fost făcute modificări și anumite linii bugetare la solicitarea Ministerului Educației, Culturii și Cercetării au fost redirecționate spre asigurarea deci, cadrelor didactice și elevilor cu tehnică de calcul. Acum această tehnică nu o să vină cumva aleatoriu în mâna nu știu cui. Deci ea va veni la balanța instituției de învățământ. Așa cum în școală ducem cărți, tot așa ar fi bine în școală să avem tehnică pe care să o poată folosi în funcție de necesități beneficiarul, fie că el este cadru didactic sau profesor. Acum răspund concret. Noi lucrăm foarte atent, pentru că e vorba de o sumă mare, 20 de milioane de lei, și colegii mei din Ministerul Educației, Culturii și Cercetării au lucrat foarte atent asupra caietului de sarcini, ce fel de laptopuri vom lua, ce fel de tablete vom lua, în așa măsură ca această tehnică care va fi anunțată prin licitație să nu fie, să fie asigurată maximă transparență și să nu avem o tehnică care ar conveni vreunui operator sau agent economic. De aceea am insistat ca acești parametri să fie discutați cu cât mai mult lume care are competență și cunoștință în acest domeniu și suntem, practic, avem acest caiet de sarcini, l-am definitivat. Vreau să specific un lucru. Achiziția respectivă nu se va realiza într-o săptămână sau într-o lună. Conform legii cu privire la achiziții, chestia asta va fi de durată. Dacă se respectă toate procedurile care sunt, câteva luni va dura acest lucru, oricât nu ne-am străduit noi să ardem termenii. Prin urmare, noi nu vom face derogări de la cadrul normativ existent. Chiar dacă aceste computere nu ajung în școală în luna mai, ele vor fi în școală pentru situațiile ulterioare, dar procedura lor de achiziție va fi una transparentă și corectă. Noi nu ne dorim în niciun caz ca acest lucru să fie periclitat de încălcarea unor anumite proceduri. Și de aceea am mai dat la un filtru suplimentar acest caiet de sarcini, peste care se uită acum expertul TIC din cadrul
proiectul Reforma Învățământului în Republica Moldova, am rugat și expertiza colegilor. Și atunci când vom avea sentimentul că e absolut bine și absolut corect, vom lansa public această procedură. Cât privește cine verifică evaluarea calității procesului educațional la distanță? Procesul educațional la distanță, evaluarea acestuia se realizează tot așa cum se realizează evaluarea calității procesului educațional obișnuit. În metodologia pe care a elaborat-o Ministerul Educației, Culturii și Cercetării sunt specificate clar atribuțiile cadrului didactic, dirigintelui la clasă, directorului adjunct, directorului de școală și organul local de specialitate în domeniul învățământului. Nu e posibil fizic să te duci să verifici ce face fiecare profesor, dar există mecanism prin care raportarea se realizează la fiecare nivel de responsabilitate. În primul rând, procesul educațional, conform acestei metodologii, se organizează în baza curricula națională. În al doilea rând, profesorul implementează și respectă proiectarea de lungă durată pe care și-a realizat-o, cu dreptul de a face anumite modificări în funcție de necesități. În al treilea rând, noi am zis că nu punem accent pe cât de bun e proiectul de lecție, nu se verifică proiectarea de zilnică, nu mai punem accent pe acest lucru. Scoatem un pic profesorul din hărtirăraie ca să nu ne pomenim cu situația în care profesorul lucrează de la ora 3 și ne centrăm cât mai mult pe comunicarea care trebuie să se realizeze între elevi și profesori. Noi nu vrem să avem mecanisme coercitive, să punem profesorii în situația de a ne da nouă dovezi, de a-i pune, de a-i împovăra cu alte sarcini. Credem în implicarea lor și credem în competența acestora. De aceea nu vom inventa acum niciun mecanism suplimentar decât mecanismele care sunt legale și care sunt funcționale. Mulțumesc pentru răspunsuri. O să vă rog acum să formulăm câteva concluzii în limita 2-3 minute legate de dezbaterea de astăzi, dar și poate să discutăm un pic despre viitorul apropiat. Ce lecții putem învăța din această criză, din situația actuală și în situația în care, sau în probabilitatea în care va reveni un nou val de COVID-19 în Republica Moldova în acest an sau anul următor. Cum răspundem? Cum răspundem unei asemenea crize pornind de la lecțiile pe care le învățăm din situația actuală? O să te rog, Roman, dacă poți tu să începi. Nu se aude. Vezi dacă e conectat microfonul. Nu se aude nici acum. Încearcă să faci un refresh la pagină și revenim la tine. Domnule Corlat, vă rog, până se conectează Roman. Am auzit, Andrei? Da. Mulțumesc, repet încă o dată, bateria este aproape de zero, dar sper să reușesc. Deci, câteva concluzii. În timpul următor, resursele educaționale trebuie să modernizate. Cât mai multe resurse digitale, cât mai interactive, care să nu doar să ofere informații elevului, dar și să asigure o ghidare pe parcursul acumulării de cunoștințe. Asta e ceea ce ține de resurse. Profesorii, instruiți în extinsă componenta de instruire TIC a profesorilor, extinsă competența digitală și, de ce nu, chiar actualizată, pentru că tehnologiile se dezvoltă foarte repede. Elevii,
Cei mici învață educația digitală din clasa 1 și asta e ok. Probabil ar fi bine ca informatica sau educația digitală sau tehnologiile informaționale să fie un curs care apare permanent, începând cu clasa 1 și până în clasa 12. Și atunci o să fie ok să fie Google Drive la informatică, dar nu în clasa a 12, nu în clasa a 9, ci undeva în clasa a 5, a 6. Mulțumesc pentru concluzii. Alex, o să te rog să vii și tu cu un mesaj de final. Conectează microfonul, te rog. Cred că asta a fost un fel de catalizator, pentru că o să urmeze foarte mulți schimbări în procesul de învățare. Și asta a fost un fel de start, pentru că schimbările acestea abia sunt în proces, adică multe lucruri noi nici nu le cunoaștem ce o să întâmple la nivel de învățare, dar eu cred că asta e partea bună anume. Pentru că știți, este vorba aia, dacă nu vine muntele la Mahomed se duce la munte. Mersi. Roman, dacă ne poți auzi și dacă funcționează și microfonul, să te rog să vii și tu cu un mesaj. Eu vă aud, sper că mă auzi. Da, te auzim, ok. Ok, super. Deci, un prim mesaj care este, de fapt, unul de urgență, care reiese, de fapt, din constatarea că, de fapt, ajutorul celor care îl vor primi școlile în ceea ce privește cu acele materiale și dispozitive TIC o să fie cel mai probabil deja pentru anul viitor și nici de cum nu în anul acesta. Ca finalitate, o decizie care ar trebui să vizeze sistemul este cumva Ministerul cu ajutorul administrației publice locale să vadă posibilitatea de identificare a celor tineri care cu adevărat au nevoie de susținere și dotarea pentru sistematic învățământul de la distanță și astfel, cum se spunea, putem să utilizăm calculatoarele din instituțiile de învățământ, din sălile de calculatoare sau din centrele multifuncționare care sunt pentru tineret în raion sau în localitate. Adică sunt o grămadă de oportunități care ne pot da inclusiv administrația publică locală, astfel un parteneriat în acest sens ar putea fi o soluție pentru o perioadă scurtă de timp. O altă concluzie. Și aici o să fac, de fapt, o referire la concursul care l-am făcut ca CNTM în cadrul campaniei naționale Tinerii din Moldova pentru obiectivele globale, unde am avut ca menire evaluarea sistemică a obiectivelor date și cum acestea au fost implementate în Moldova. Și la capitolul dreptul la educație, obiectivul numărul 4, un participant în cadrul concursului de fotografii privind monitorizarea evoluției acestor obiective asupra lor, a trimis exact o poză prin care se întreabă. Poza este manualul Pascal, da? Care ne-l aducem aminte, de care doamna Natalia inclusiv și Valeria a menționat. Pascal. Și în fotografia aia participantul dat se întreabă pentru ce Pascal? Dacă noi în parcursul educației de zi cu zi nu învățăm ce este un e-mail și cum să scrie acesta, dar noi învățăm Pascal care el nu ne trebuiește, da? Deci ceea ce spunea doamna Natalia că este opțional, dar mulți aleg să iei opțiuni cele mai apropiate lor și mai ușoare. Dar asta nu este o soluție de durată și ca finalitate ar trebui să investim în acele disciplini care de fapt o să ajute tinerii pentru integrarea lor atât în societate, dar și mai mult ca o platformă de integrare a lor în câmpul muncii. Evident că nu putem să lăsăm fără atenție și ajutorarea cadrelor didactice pentru că povara cea mare este pe seama lor și ei ar trebui să fie ghidați și ajutați. Bine, nu mă refer doar la minister, că până la urmă aceasta este o problemă în care toți noi suntem într-o oarecare măsură responsabili, dar și competență în a ajuta și ca finalitate parteneri
parteneriatele de durată în acest domeniu ar fi o soluție. Unii toți suntem uniți și luptăm pentru a asigura calitatea învățământului și viitorul prosper a celor tineri. Care, da, mulți spun că bacalaureatul trebuie amânat. Bine, nici eu nu sunt pentru opțiunea asta și ca finalitate, de fapt, apelul nostru public nu s-a referit la anularea de examen, ci identificarea posibilităților în care tinerii nu sunt lăsați în urmă. De fapt, ceea ce eu am în gândul meu, poate mulți tineri nu o să le placă, dar o soluție ar fi că toți dau bacalaureatul în limita disciplinilor care le-au învățat pe parcursul anilor de liceu până în luna martie. Adică în testele de examinare să nu mai fie discipline legate de care au fost în martie, aprilie, mai. Adică asta ar fi o soluție cea mai optimă după mine, dar asta este o discreție de care rămâne să fie pus în discuții de către minister și cei care sunt în sector mai competenți decât noi. Asta este în linii generale. Vă mulțumesc tuturor pentru eforturile care le aveți și baftă în continuare. Mersi, mersi tare mult. Valeria, te rog, dacă ai putea să vii cu un mesaj ca absolventă, de fapt, a treptei liceale și ca fiu o viitoare studentă. Da, eu cred că toți actorii sistemului educațional au multe de învățat din această experiență provocată de COVID-19 și, după cum am mai menționat anterior, este importantă comunicarea pe viu, dar la fel de importantă este și activitatea digitală, pentru că ne aflăm în secolul transformărilor rapide, în secolul internetului, unde manualele luate separat nu mai sunt suficiente pentru un proces de învățare calitativ, pentru că cu același succes copilul poate doar face un search pe Google și găsi aceeași informație. De aceea este important să investim în elemente digitale și în alte mecanisme moderne care să permită elevilor nu doar să învețe pe de rost ca papagalii, ci și să cerceteze, să analizeze, să gândească și să aplice în contexte reale și practice cele învățate, pentru că asta este și, de fapt, chintesența unui proces educațional performant. În calitate de absolvent pot spune că eu și probabil nu doar eu, toți absolvenții, majoritatea dintre noi trăim acum stări foarte contradictorii legate de incertitudinea în care este înconjurată admiterea la universitate, susținerea bacului, anularea unor evenimente pe care le-am așteptat cu sufletul la gură, cum ar fi același careu de ultimul sunet, balul de absolvire și așa mai departe. Și de aceea cred că este foarte important să atragem atenția și la sănătatea emoțională și psihologică a elevilor și cu această ocazie vin să apreciez eforturile Ministerului pentru că ei au lansat niște live-uri săptămânale de asistență psihologică pentru elevi și cred că aici ar trebui și ca psihologii școlari să iau o poziție mai activă în tot acest proces și da, cam atât am vrut. Vă mulțumesc pentru invitație și mulțumesc ascultătorilor noștri. Mersi și ție, Valeria. Doamna Grâu, în mesajul de încheiere o să vă rog să ne spuneți ce se va întâmpla cu platforma Educație Online după finalizarea stării de urgență în eventualitatea revenirii procesului de învățământ în regim normal. Eu vreau să valorific aceste ultime minute, să vă mulțumesc pentru invitație și mi-a plăcut foarte mult că este foarte reprezentativă platforma, că avem aici vocea copiilor, vocea elevilor, vocea absolvenților și că Valeria reprezintă cele peste 300.000 de copii care sunt în spate, că avem aici un profesor conștient și responsabil, că avem aici vocea tinerilor și avem aici experți în educație, autori de curricula. Vreau să vă mulțumesc pentru abordarea aceasta constructivă și corectă. Vreau să zic că sunt mai multe activități, eu nu le-am nominalizat. Lucrăm și la un pachet de materiale didactice pentru copiii din educație timpurie. Știm că cât au fost închise librăriile, unii părinți n-au avut efectiv o foaie să dea copilului pe care să scrie. Și sunt realități din Republica Moldova pe care trebuie să ne le asumăm și să ne gândim pe termen lung la responsabilitatea cetățenească pe care o avem. Pentru că nu e corect ca un copil să nu aibă acces la educație, să trăiască în sărăcie și să nu aibă o carte.
Facem pachete și pentru copiii din clasa 1. Știm, ne-au zis editorii că se vând cărțile online. În sfârșit, astăzi revizuim sistemul de valori. Revenim la ce, cât de importantă este cartea în casă, cât de importantă este educația, cât de importantă este comunicarea și cât de importantă este încrederea pe care trebuie să avem toți actorii sociali, încrederea pe care trebuie cetățenii să o aibă în școală, încrederea pe care trebuie să avem în pedagogi, încrederea pe care trebuie să avem în instituțiile statului. Vreau să mulțumesc tuturor cadrelor didactice implicate. Vreau să subliniez cât de important este suportul psihologic pe care trebuie să ne-l acordăm. Într-adevăr, avem un parteneriat cu UNDPFI și avem live-uri foarte interesante pentru ei. Vom mai lansa în această săptămână încă un program de asistență și am insistat foarte mult să conectăm toți psihologii școlari. Pe site-ul Ministerului sunt disponibile liniile verzi la care copiii pot suna, pentru că vulnerabilitatea și anxietatea este un pericol, un dușman pentru fiecare dintre noi. Haideți să fim uniți, haideți să ne cooptăm forțele pe care le avem. Ce va face primăria municipiului Chișinău, pentru că este produsul primăriei cu acest mega produs al lecțiilor online pe care le-au realizat. Felicit toți profesorii care s-au implicat, este un proiect foarte îndrăzneț. Urmează să decidem împreună. Noi, Ministerul, susținem acest proiect, dar creatorii și cei care au venit cu ideea sunt Primăria Chișinăului. Eu cred că ceea ce se face trebuie să fie durabil. De aceea, Ministerul este în proces de dezvoltare a unei platforme online conectată, deci prin sistemul SIME, sistemului de management informațional pe care îl avem. Vreau să mai spun că am dezvoltat un catalog electronic care va fi pus în slujba comunității educaționale, în așa măsură ca să evităm imixtiunea factorilor străini în sistem și să asigurăm protecția copiilor, a datelor cu caracter personal. COVID-ul ne-a mobilizat, nu vreau să scot pe tapet tot ce facem acum până nu avem definitivate aceste produse, dar credeți-ne că pe termen mediu vor fi schimbări de sistem pe care le vom implementa și le vom implementa cu suportul dumneavoastră. Eu vreau să vă mulțumesc încă o dată tuturor, să vă doresc sănătate și, să păstrez îndemnul acesta că totul este în forțele noastre. Mulțumesc foarte mult! Vă mulțumesc și eu pentru participare și pentru discuția pe care am avut-o. Cred că în cadrul discuției am abordat mai multe subiecte de importanță pentru profesori, pentru elevi și pentru părinți. Cred că trebuie continuată această dezbatere, acest proces de discuții privind educația la distanță, dar și învățământul în general, pentru că este un domeniu extrem de important pentru țara noastră și în special pentru obiectivele de dezvoltare durabilă a țării. Pe această cale aș dori să mulțumesc și partenerilor noștri, Privesc.eu, Fundației Hans Seidel pentru suportul pe care ne l-a acordat și noi ca organizație vom continua eforturile de analiză, dar și de dezbatere pe subiecte relevante la ora actuală pentru Republica Moldova. Vă mulțumesc încă o dată și vă doresc o zi bună și sănătate!